Familiile spaniole răspund apelului făcut de un mare ONG din Spania și se înscriu pe lista celor care vor să găzduiască refugiați din Ucraina. În același timp, Madridul și alte mari orașe din Regatul Iberic își pun la dispoziție infrastructura special pregătită pentru găzduirea celor care fug din calea războiului. Vrem să ajutăm, este mesajul clar pe care spaniolii îl transmit ucrainenilor care își caută adăpost în această parte a Europei. Aquí un dron que han disparado este dron nuestros militares. Ramon Serrano este președintele unui ONG care ajută ucrainieni, în special copii. El ține legătura cu familiile din Ucraina și încearcă pe toate căile să-i ajute să vină în Spania. Preocupación ya es grande, ¿me entiendes? Ya piensan más en los niños, piensan la forma de ver cómo te los puedes traer. Nu este ușor pentru ucrainienii care vor să plece din țara lor. Aeroporturile sunt închise și nu pot fugi decât terestru. Până acum, doar 3 copii din zona Cernobâlului au ajuns în casele unor familii din Spania. ONG-ul acesta are deja liste cu zeci de familii care și-au exprimat dorința și intenția de a primi oameni care fug din calea războiului. Și nu este singurul gest pe care societatea spaniolă îl face pentru a-și demonstra solidaritatea cu ucrainienii. Există o asociație a avocaților care se ocupă cu refugiați care cer guvernului să adopte de urgent o măsură care să oprească expulzarea cetățenilor ucraineni care se află pe teritoriul spaniol și care au un statut incert. Statisticile arată că sunt aproape 16.000 de ucrainieni care au venit în Spania după 2014, adică după începerea conflictului în zona Donbass. Pentru că nu e țară UE, doar un sfert dintre ei au reușit să obțină drept de ședere. Legal, toți riscă să fie expulzați. În același timp, majoritatea comunităților autonome din Spania anunță că sunt pregătite să primească mii de refugiați. Madridul, Barcelona, Valencia își anunță și își pun la dispoziție infrastructura pentru a primi pe cei care fug din calea bombardamentelor. Prin gestul lor, comunitățile fac astfel un pas înaintea guvernului central. Însă toate vocile cer premierului Sanchez să adopte o poziție coerentă la nivel național și în concordanță cu toate celelalte țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește refugiații. Queremos trasladar el apoyo al gobierno de España para que negocie lo antes posible en Bruselas un plan de contingencia para la acogida de refugiados ucranianos que huyan del conflicto, así como un plan de ayuda humanitaria a la población civil ucraniana. Premierul Spaniei a anunțat că va trimite ajutoare financiare și sanitare în Ucraina.